ce părere aveți de discursul domnului Dâncu de ieri? Nu știu ce a zis, că ce. A zis că, domne, a zis așa, domne, lăsați-mă cu talpan, că numai imagine vrea să-și facă. Nu vreau să mai aud de el. De talpan nu trebuie vorbit, altceva. Aoleu, stai, că n-aveți voie să vorbiți. Da, corect, nu, așa. Nu, că n-am voie să vorbiți. Nu trebuie vorbit despre el sărac. Ce să zici? Am înțeles. Și că el nu înțelege de ce, la nivelul armatei, nu se dorește promovarea, că lui așa ei s-a părut când a fost ministru. Bă, Horia. Nu există portiță, atât. În rest, nu mai vreau să vorbesc despre aia multe. Da, nu corect, există. Lasă că nu vreau să vă bag, aveți contract, haideți că nu vreau nu, să dar nu mai există, nu, legal nu există, ei săraci ar face, dar nu există portiță. Păi nu că aici îi laud pe ei, adică nu-i critic. Uh-huh. Nu, nu, oamenii n-au nicio vină. Că nu există portiță. Păi și rămâne... Unde se știe Dâncu? Dâncu abar n-are de legi, știe Dâncu legi? Păi nu se pricepe? El știe, Dâncu, abar n-are. Dâncu știe să facă jocuri șmecherești politice, tot felul de intrigi de cutare, ba să bage peste unul, ba peste altul, ba bine, că de la acolo, de acum nu mai are la așa mare putere. Mm-hmm. Da, dar mai are încă influențele care le avea de înainte în servicii, dar nu mai are la așa mare putere. Na. Da, am înțeles. Dar vorbește prostii, că nu cunoaște lege. Și foarte mulți nu cunosc legile, de aia spun. Înțelegi, domne, că nu știu ce, că trebuia ca să promoveze. Păi nu există în lege, n-ai cum să o faci. Păi și ce fac, domne, rămân în Liga a doua toată viața, ever, forever? Da. Păi dar nu există, dacă nu există. Păi și ce șmecherie am făcut, ca să zic așa? Nu știu eu ce șmecherie am făcut. Bă, Corian, tu nu înțelegi? Deci trebuie să faci pașii, că tot aceeași este. Ca în anul 1997 sau 98, când s-a dezmembrat. Și trebuie să faci aceiași pași, n-ai ce face. Da. Ori dacă îi faci aceiași pași, vine cineva și te întreabă, putea de control, bă, de ce ai mai cheltuit dacă faci aceiași pași? Pentru ce ai mai făcut-o? Da, corect. Deci, nu, aveți dreptate. Deci oamenii n-au nicio vină, ei, ăia de la CSA, ei n-au vină, n-au, nu pot, pur și simplu, nu au cum. Păi bun, și nu te duci, deci nu te duci niciodată în Liga 1, că eu asta înțeleg, dacă n-ai portiță. Asta e. Nu mai vreau să comentez. Bine, mai gata, mult, am ieșit. Numai, că nu vreau să vă bag, că dacă aveți și clauză, chiar nu vreau. Nu, le-am luat apărarea, că n-au vină oamenii, asta zic. Subiect închis, am înțeles.